Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Știți deja ce facem aici. Punem la încercare idei înrădăcinate în societatea românească, propunem unele noi să vedem cum funcționează. Încercăm să ieșim din cursul obișnuit al lucrurilor așa cum se fac la noi. Invitatul meu permanent este Loran Balint, om de marketing. Salutare, bine te-am găsit. Salut, Mulțumesc că ești aici. Sportul este unul dintre domeniile noastre favorite. Ați văzut că discutăm deseori despre asta, pentru că românilor le place sportul, suntem talentați și cred că destul de muncitori, dar știm să ne și plângem de latura asta. Acum, slavă domnului, avem o strategie națională pentru sport pusă în dezbatere publică. O dezbatere publică nu foarte evidentă, după cum vedeți, ea nu produce valori și dacă nu vorbim despre asta peste 10-15 ani vom întreba: de ce merge prost? No, cred că asta e prima chestiune o strategie pentru sport în mod, cum să spun, tradițional, în fiecare țară al lumii, stabilește sporturi prioritare, boții. Ce sporturi prioritare avem noi în România de acum înainte sau sunt propuse la priorități? Sporturile prioritare ar fi la individual ca notajul, judo, tenis de masă, lupte, natație, scrimă, ciclism, box, caia canoe, atletism, gimnastică, 11 Multe. sporturi individuale. Și la sporturile de echipă, fotbal, basket, handbal, rugby, volei, polo, hockey pe gheață și oina. Acum, Sunt 19 pare... sporturi prioritare. Spre, diferi... Spre deosebire de noi, Ungaria are 5. Ai... Sunt 19, și mi se par foarte multe, par a fi toate sporturile pe care le cunoaște. La sporturile de echipă, cred că lipsește curling, frisbee uh, și baseball. Uh, în rest le avem pe toate, dar cred că alta este surpriza mare, este lipsa totală a tenisului de câmp așa, deci da, ai dreptate sporturi individuale, canotaj, judo, tenis de masă, lupte, natație, scrimă ciclism, box, caia, canoie, atletism gimnastică și dacă tot avem 11 nu avem 12 și nu avem tenisul de câmp și asta a fost o mare surpriză pentru foarte mulți oameni din lumea sportului. De ce? Adică la urmă, de ce era important să fie acolo? Pentru că, dacă ne uităm un pic la ultimii ani din România, tenisul este, pare cel puțin, din perspectiva suporterilor, unul dintre sporturile foarte vizibile, foarte prezente, cu multe uh, rezultate bune și cu mulți oameni care practică. Dar, uh, da, uite, el lipsește. Și trebuie să recunosc că prima mea reacție în momentul în care am văzut lipsa tenisului de câmp a fost una de genul, băi, trebuie să fie o tehnică de negociere, adică oamenii ăștia s-au gândit un pic, punem în dezbatere publică și o să existe reacții, tot felul de reacții și hai să controlăm noi discuția și să le dăm un subiect de discuție, punem pe masă tenisul de câmp și oamenii o să înceapă să-l dezbată și noi după aceea o să venim și o să zicem, băi, v-am ascultat, a fost foarte bună dezbaterea publică și uite, am introdus și tenisul de câmp între sporturile prioritare pentru... România. Este o tehnică de negociere din manuale în care încerci să controlezi tu discuția. că adică te duci, vrei să vinzi o mașină și zici o vând fără roți. <laughs> da. Și vine cu vândul și începe să discute bă da, dăm și roțile, hai să discutăm despre roți și poate nu-i atent la zgârietura mare de pe aripa dreaptă și uh, îi focusezi uh, atenția pe roți și toată discuția o duci, și până la urmă zici bine, hai îți dau și roțile. Pe care oricum le-ai fi dat și <laughs> erau la pachet. Uh. Bun. Dar, dincolo de asta, tradițional în România, tenisul este un sport cu reușită individuală. Toate marile noastre jucătoare sunt jucătoare care vin după sprijinul familiei, după sprijinul, știu eu, unor sponsori. A așa e tradițional. Aici, aici este performanță relativ și asta. Doua mea reacție a fost, ok, că la prima, multe lume mi-a atras atenția, le dai prea mult credit, adică chiar crezi că au o strategie de negociere, crezi că uite în restul documentului și vezi dacă ți se pare că e și concluzia a fost, bă, nu, probabil că nu este asta. A doua reacție a fost uh, pornită de la o serie de discuții din spatele ușilor închise din în sportul românesc, în care foarte mulți oameni din sport zic, bă, dar tenisul nu are așa performanțe uh, mari. Nu au câștigat niciodată cupa Davis sau Fed Cup. Și n-au câștigat niciodată la turneul campionilor, campionilor tenis care sunt echivalentul campionatului mondial. Am și practic, o... ei nu au. Au jumate de. Horia Tăcău are un titlu împreună cu un olandez. Ar... Sau... Nu, dar avem, da. avem Mergia Tăcău, Argint la Olimpiadă. Avem o medalie, dar da. nu avem de aur, nu avem titlu la Jocurile da. Olimpice. Deci avem un Argint cu Horia. Și, Asta face, -a 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 -a. Asta face tenisul un sport național mai puțin important? E, vorbeam acum strict de performanțele sportive și pe o posibilă percepție în care oamenii zic, ăsta, sunt Wimbledon și astea sunt etape de, de cupă mondială, dacă ești numărul unu în trofeu, nu înseamnă că ești campion mondial. Campion mondial ești dacă câștigi echivalentul campionatului mondial, adică la canotaj, la judo, la toate, la, ai campionate mondiale, gimnastică și tot, și te duci la campionat mondial și câștigi campionatul mondial. Noi nu câștigăm campionatul mondial și... Na, avem o, medalie la Jocurile Olimpice și jumate de medalie la turneul campionului. asta a fost o a doua reacție. Băi, o fi desconsiderarea asta că, uite, nu se obțin unde se măsoară. Adică poate că ministerul măsoară. Doar că în timpul discuțiilor am avut o altă revelație. Și am zis, da, de fapt și de drept, oamenii ăștia ce înțeleg prin sport prioritar? Este foarte tare asta. Este, asta toată strategia este, nu este nicio definiție a sportului prioritar. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă sport prioritar? Și a păi, fost haios pentru că ar fi trebuit să fie prima și, și, a mea prima reacție și a celor care am avut conversațiile. Mea, dar am avut revelația asta și am păi, asta e puțin. Ce înseamnă sport prioritar? Unde este definiția? Nu există nicio definiție. Păi sunt 19, adică ce le face prioritare în fața exact. celorlalte? Luăm banii din partea cealaltă și suplimentăm bugetul aici? Atragem alte bugete mai mari care merg preponderent la sporturile prioritare. Ce înseamnă sport prioritar? Adică ce efect tangibil, real are includerea sau neincluderea? Și în acest moment, fiecare presupune ce vrea. Adică este lăsată undeva, bă, fiecare își interpretează, dar pare important, adică pare important să fii între uh, sporturile uh, prioritare. Am o curiozitate, de exemplu, la tenis. Uh... El ne fiind prioritar, pică în rând cu cine, cu ce sporturi, pică tenisul, adică e comparabil astăzi, potrivit acestei strategii. Uh, ar fi sport de interes național la categoria sporturi olimpice, alături de tir cu arcul, uh, vestru, uh, yachting, alpinism și escală, bob și sanie, haltere. Taekwondo, ski biatlon și tir sportiv. și patinaj și triatlon. Da. Deci tenisul e în rând cu triatlon și patinaj. Sigur, sporturi absolut respectabile, dar care nu adună în niciun fel audiența tenisului din ultimii ani, cel puțin în România. Tenisul este unul dintre cele mai populare sporturi din lume și uh, în momentul în care gândești o strategie pentru sport și o prioritizare a sporturilor, cred că ar trebui să încep cu întrebarea esențială. De ce există sport de performanță și de ce statul român ar trebui să implice să-i pese? Adică de ce există sport de performanță? Nu știu. Uite, te întreb pe tine. De ce, de ce există sport de performanță și de ce ar trebui statul să se implice? Pentru că. Însuflețește masele pentru că reprezintă țara, pentru că este o afacere, ca să-ți dau trei uh -huh. răspunsuri. Pentru că ne ajută să avem o societate mai sănătoasă, inspiră pe copii să se apuce de sport și mulți dintre ei, chiar dacă nu ajung top performanță rămân activ toată viața și există un efect în societate. Deci astea sunt motivele și, din punctul meu de vedere, de la asta ar trebui să pornim. Să vedem care sunt sporturile care livrează cel mai bine pe lucrurile pe care le-am menționat adineori. Bun. La vizibilitate, tenisul are un efect foarte mare. La practi, uh, numărul, de numărul de practicanți s-au dublat în ultimii trei ani. Avem cercetări clare în agenție, s-au dublat numărul de practicanți de tenis în ultimii trei ani. Normal, ai avut performanțele Simonei Halep în special, dar și al Horia și acelor uh, tenismeni și efectul se vede. Terenuri de tenis sunt construite din ce în ce mai multe în toată țara și se practică tenisul. Deci, dintr-o dată, lucrurile par să nu aibă sens, cum de nu este tenisul de câmp. Uh, nu avem cercetări și ar fi interesant de văzut cât de mare efect în popularizarea României în lume, promovarea României în lume, are o medalie de aur la un campionat mondial la judo, la caiaca la canotaj, versus, de exemplu, un Wimbledon. Semifinală la Wimbledon sau sfert de final. Noi ne mândrim cu medaliile acelea de la Canotaj. Absolut noi. sunt. Nu, nu, nu. Discuția nu este despre... Noi asta, ne mândrim, da? dar... Da. Crezi că ele apar pe prima pagină din L'Echip? Cu o întrebare... Eu știu sigur că nu apar. Că nu apar. Că dar dar Simona Halep crezi. apare pe prima pagină da. din L'Echip? Da. Apare uh, Simona Halep uh, pe prima pagină din L'Echip și Horia Tecau. Uh, ok. Aici e diferența. Mai răspundem la o întrebare înainte da. de a încheia ediția de astăzi. Nu înțeleg de ce uh, toate sporturile de echipă sunt acolo. Adică, no, acum bănuim că nu știm ce au gândit uh, autorii. Nu pot să fie prioritare în același timp și fotbalul, și handbalul și basketul, și voleiul. Nu? Ele pot atâta timp cât habar nu avem ce înseamnă sport prioritar. Atâta timp cât nimeni nu știe ce înseamnă sport prioritar, ele pot fi sport prioritar. Deci, noi nu știm definiția, nu știm ce înseamnă, nu știm efectul. Uh, dar putem să ne dăm seama că atât timp cât ai 8 sporturi de echipă și 11 sporturi individuale, sporturi prioritare, mare efect nu e. Adică în continuare ai 19 sporturi, câte aveam înainte? Mai aveam. Tenisul, mai, uh, dar. Uh, uh, deci n-am nicio explicație de ce sunt toate sporturile de echipă. Dar, dar înainte de a încheia, aș mai vrea eu un pic să insistăm pe un anumit uh, lucru, pentru că... Uh, ne lipsește o definiție a sporturilor prioritare și ne lipsește o definire a criteriilor care au stat la baza selecției. Ca asta ar fi. De fapt, ca să putem să zicem de ce sunt toate sporturile de echipa, trebuie să știm criteriile. Și nu știm care sunt criteriile. Am avut uh, un proiect uh, împreună cu primăria Brașov în care am discutat implicarea primăriei Brașov în sportul brașovean. Nu am dat o foarte mare atenție, nu a fost zona de maxim interes sportul de performanță, dar am avut o uh, uh, bucată o analiză în care ne-am uitat cum ar trebui să analizeze sporturile, diferitele ramuri, ramuri sportive și să le prioritizeze în cazul în care decide și vrea să susțină sportul de performanță. Și am listat noi opt criterii care urmau să intre în dezbatere între reprezentanții sportului brașovean și care pe baza cărora ar fi urmat fiecare ramură sportivă să primească un punctaj. Hai să dăm criteriile, poate să de folos. Primul este direcțiile strategice naționale, adică exact sporturile prioritare. Care sunt sporturile prioritare definite de minister? Este un criteriu important. Tu, local, ții cont de ele. Avem 19 sporturi prioritare. Nu ne ajută foarte mult. Deci, din nou, avem 19 criteriul. nu este aproape terminat. Al doilea, rezultatele recente ale României la nivel internațional. Al treilea, performanța recentă a ramurilor sportive existente în Brașov și performanțele cluburilor din Brașov, tradiția din sportul brașovean al patrulea, infrastructura existentă sau în dezvoltare, criteriu 5, criteriu 6, numărul de fani, interesul publicului, criteriu 7, numărul practicanților la nivel de sport recreațional, și criteriu 8, foarte important, nivel investiție necesare pentru a obține rezultate deosebite. Una este să ai o echipă de hockey și alta este să te duci la scrimă și să crești un scrimer, de sunt investiții diferite. Recomandarea era pe fiecare ramură sportivă în parte, pe fiecare criteriu, să primească un punctaj și să se obțină o ierarhizare a sporturilor, după care în funcție de bugetele existente, opreai la 5, la 10, la 15, la 20. S-a pus în aplicare? Nu știu. În acest moment e posibil să fie în lucru. Ok. Și dintre toate aceste 8 criterii pe care le-ai considerat cel mai important, sau ele sunt egale? Ele pot fi ponderate, nu sunt, din punctul meu de vedere, nu sunt egale. Tradiția joacă un rol, dar joacă un rol punctual, mai mic din punctul meu de vedere decât infrastructura existentă sau în dezvoltare, pentru că uh, uh, poți să ai o tradiție în Bob, să zicem, uh, dar dacă nu mai ai pistă de Bob și nici n-ai planuri și resurse să construiești pista de Bob, da, se schimbă datele probleme. Mulțumesc tare mult! Asta a fost învățămintele de astăzi, adică se poate lucra și mai așezat, și mai cu cap, cum s-ar spune în românește, pentru obținerea unor rezultate. Strategia asta rămâne în discuție. Acum, ce să alege de ea, poate povestim când se încheie luna de dezbateri și vom avea o concluzie, care va fi sportul ăla cel mai important din România. Out of the box se încheie aici. Săptămâna viitoare. O dezbatere explozivă despre un parc din București, pe care majoritatea românilor nici nu l-au văzut. Spor la treabă. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.